asta. Astăzi aveți ocazia să faceți gesturi frumoase. Berbec, dimineața s-ar putea să faceți cunoștință cu o persoană deosebită care vă farmecă. Încercați să fiți prudent și modest. Taur, sunteți inventiv, bine dispus și gata să întindeți o mână de ajutor oricui are nevoie. Reușiți să vă afirmați la locul de muncă. Gemeni, aveți șanse să cumpărați un obiect de valoare dorit de multă vreme. După amiază este posibil să vă schimbați programul din cauza unor probleme de serviciu. Rac, cei din jur vă apreciază pentru atitudinea deschisă pe care o aveți. Relațiile parteneriale au o evoluție foarte bună. Leu, se anunță o zi deosebită, cel puțin pe plan sentimental. Încercați să nu plecați urechea la vorbele unui așa zis prieten care ar putea fi invidios. Fecioară, sunt șanse să faceți un pas foarte important în viață. Ar fi bine să vă păstrați calmul și să mergeți înainte dacă sunteți hotărât. Balanță, dimineața s-ar putea să fiți dezamăgit din cauza unui eșec financiar și să deveniți indiferent la tot ce se întâmplă în jur. Fiți mai optimist și mai activ. Scorpion, eșecul într-o afacere vă ambiționează și sunteți tentat să vă asumați mai multe riscuri. Nu este cazul să vă lăsați descurajat, pur și simplu nu este o zi bună pentru afaceri. Săgetător, schimbările de care aveți parte pe plan sentimental sunt benefice, nu este exclus să stabiliți o relație care să devină în scurt timp foarte importantă. Capricorn, dimineața este posibil să vă întâlniți cu o persoană cu care nu v-ați văzut de mult timp, relațiile cu prietenii și cu rudele sunt foarte bune. Vărsător, dacă aveți ocazia să plecați într-o călătorie cu persoana iubită, ar fi bine să nu stați pe gânduri, pentru că o mică escapadă poate aduce un suflu nou relației. Pești, este o zi favorabilă deciziilor importante, puteți să vă faceți planuri serioase în ceea ce privește relațiile sentimentale. Amânați activitățile importante. Atât pentru moment, eu vă doresc o dimineață cât mai frumoasă!